Sunt sigură că ați văzut, mă rog, știrea aceea care a apărut la început de săptămână legat de o petrecere care s-ar fi dat sâmbătă într-un local din Chișinău, într-un restaurant din Chișinău. Au apărut public niște informații pe surse din poliție spunând că în acel local, în acea seară, când s-au dus polițiștii și n-au putut intra, au fost foarte mulți procurori, judecători și ofițeri CNA care au sărbătorit ziua profesională a procurorilor. Deci, pe surse a apărut această informație. Iese a doua zi conducerea IGP, nu mai, se cam bâlbâie, nu este clar, nu spune dacă au fost acolo procurori și judecători și ofițeri, pentru că până la urmă, noi, TV8, am reușit să obținem o listă de la IGP a celor care au fost în acel local și acolo nu se regăsește niciun procuror, niciun judecător, niciun ofițer CNA. Pe de altă parte, sursele noastre din sistem spun că totuși au fost acolo și de unii și de alții și de altreia. Nu 400, nu sute, dar mai multe persoane au fost. Eu vreau să discutăm despre acest lucru pentru că sunt două aspecte importante din punctul meu de vedere. Primul, ce face IGP-ul dacă încearcă să, după ce din nefericire a dat peste o petrecere pe care poate nu și-ar fi dorit să o documenteze, încearcă să spele urmele și să scoată oamenii despre care nu trebuie să se știe. Și asta este grav dacă IGP-ul face astfel de lucru în interesul procurorilor și judecătorilor. Și a doilea lucru, ce fel de relații există între judecători, procurori? Sunt astfel de practici să se întâlnească, să chefuiască împreună? Putem avea încredere în independența lor procesuală când merg în instanță? Iată, vreau aceste două aspecte să le discutăm. În primul rând, la dumneavoastră, domnul Grădinaru, vreau să mă adresez dacă ați văzut și dacă ați încercat să înțelegeți ce s-a întâmplat și ce face IGP-ul. Deci primul lucru, indiferent cine erau acolo, că erau și procurori și judecători sau doar procurori sau doar judecători sau oameni din alte profesii, mai puțin contează, faptul că în primul rând depășesc numărul admisibil care a fost stabilit de către CNESP este o încălcare și trebuie documentată. Da. Cu atât mai grav dacă acolo au fost și procurori și judecători. Și mai grav ar fi dacă într-adevăr acest lucru ar fi camuflat de către angajații mei. Dar cum să ne dăm seama asta? Iată, dumneavoastră, de exemplu, nu suntem tare interesați de acest subiect. Noi suntem foarte interesați și spuneam și repet și în emisiunea dumneavoastră și la tribuna Parlamentului. Fiecare trebuie să-și asume faptele. Cei care acum săvârșesc aceste acțiuni despre care dumneavoastră bănuiți că sunt camuflări, cineva s-ar putea să răspundă. Cineva s-ar putea să aibă într-un final dosar penal pentru acest lucru. Pentru că noi am spus, nimeni nu are protecția pasului. Nu există așa ceva. IGP deci ai săvârșit și IGP-ul inclusiv. Pentru că dacă tu ai camuflat o încălcare de lege, ai șters anumite persoane într-o listă, înseamnă că ai exonerat de răspundere anumite persoane din anumite motive, pentru că aceste lucruri afectează inclusiv și poate vorbește și despre etica profesională, despre multe alte chestii, mai ales în contextul evaluării și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri despre care acest lucru vorbește. Și spuneam, faptul că ei încearcă să dacă acest lucru se adeverește, este un lucru foarte grav și acesta, într-un final, s-ar putea finaliza cu un dosar penal pentru cel care încearcă să facă acest lucru. Cine să facă acest dosar penal? Procurorii care au chefuit? Stați așa, deci acolo nu toți procurorii din Republica Moldova bănuiesc au încăput în acea sală. Așa că o să găsească și procurori care să le găsească act de cojoc și celor care au fost acolo. Condițiile în care este clar, IGP-ul, dacă este adevărat, a încercat să șteargă urmele. Răspunsul este evident, pentru că în cazul în care acest procuror, care este însărcinat cu examinarea unei cauze, dacă nu-și va onora obligațiile, respectiv el ulterior va fi banca acuzatului. Deci este un cer care nu poate să rămână la nesfârșit. Cineva totuși trebuie să răspundă. Dar eu spuneam încă o dată, eu încerc până la proba contrarie să am încredere în fiecare instituție. Vă spuneam, și în procurorul general interimar, și în nou director CNA, și în toate instituțiile încerc să am încredere, pentru că noi le-am garantat independența în acțiunile lor atâta timp cât ele sunt în cadrul legal. În momentul în care ele nu sunt în cadrul legal, cineva totuși o să răspundă. Și eu vreau să am încredere în ei, dar văd că vin informații contradictorii legate de un eveniment până la urmă nu atât de, cum să zic, eu cred e simbolic cazul, da?
crima nu-i, Doamne ferește, ce de gravă. Nu-i chiar se aplică, pădurea, domnule? Da, da, se aplică o amendă, n-a murit nimeni, dar este foarte simbolic în cazul în care vedem că pentru lucruri atât de simple se încearcă niște mușamalizări, niște acoperiri, niște... Tocmai pentru că există aceste informații contradictorii, eu cred că doamna ministru s-a autosesizat, eu cred că investigații pe domeniul ăsta se întâmplă, eu cred că și domnul procuror interimar cred că s-a interesat de acest caz. Eu sper că a trezit atenția nu a polițienilor, că nu lor trebuie să le trezească doar interesul, ci în primul rând a organelor de forță responsabile. Și atât, ei ar trebui să clarifice lucrurile astea și să ia atitudine. Prieteni, dacă vreți să fiți la curent cu știrile, emisiunile Dragi și alte produse TV8, abonați-vă pe canalul nostru de YouTube, TV8.